Sunt unii oameni care atunci când vor să facă dreapta având semafor intermitent și găsesc o mașină care vrea să meargă înainte deja oprită, stând la semafor, îl claxonează, îl înjură, țipă la el și așa mai departe. Dar ceea ce nu știu acești oameni este că atunci când banda este și pentru înainte și pentru la dreapta, acel om nu este obligat să se dea la o parte din calea ta ca tu să faci dreapta. Dacă el merge înainte și primul la semafor, tu trebuie să aștepți liniștit și cu minte până când se va da verde la semaforul principal și abia apoi vei face tu dreapta. Pe de altă parte, atunci când banda este doar pentru a face dreapta și aveți și semn intermitent de dreapta, atunci dacă cineva se încadrează pentru a merge înainte, se încadrează prost și este pasibil de amendă. Dar în cazul explicat mai devreme, sunteți pasibili voi, cei care claxonați aiurea.